Iată, dragi prieteni, că suntem din nou împreună și în același format în care am fost și data trecută, împreună cu Bogdan și împreună cu Marius. Bun venit și vă mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumim și vouă că sunteți cu noi și ne urmăriți. Suntem la studiul numărul 8. Acești foarte neînsemnați frați ai mei. Și îmi place modul în care Domnul Hristos îi tratează pe cei mai neînsemnați frați ai Lui. El spune că ori de câte ori am făcut ceva pentru oamenii aceștia, de fapt am făcut pentru El. Și acum întrebarea mea pentru voi este, chiar întotdeauna când mă ocup de cei defavorizați, de cei săraci, de cei oprimați, chiar întotdeauna fac lucrarea Lui Dumnezeu? Pot fi și situații în care eu nu fac pentru Dumnezeu? Față de cei oprimați, față de cei cu neajunsuri, față de categoriile vulnerabile, Dumnezeu îi vizează în mod special, pentru că oamenii ăștia într-adevăr au nevoie. Dar nu doar de asta. Oamenii ăștia consider că sunt mai sensibili, au urechea mai sensibilă, auzul mai ascuțit și la probleme spirituale, pentru că, într-adevăr, noi ne-am obișnuit astăzi să nu avem frați însemnați. Să nu avem prieteni neînsemnați. E adevărat, sunt fiecare, eu știu, persoana importantă pe care o cunoaștem. Asta e un epolet, o insignă care o purtăm și ne mândrim cu ea. Domnul Iisus are grijă de cei mai neînsemnați. Dau exemplu. Și în mod strategic, Domnul Iisus ne învață să ne ocupăm de ei. Acum, eu știu, Iosif, când au venit frații lui, în ce poziție era Iosif? Și totuși, când apar frații lui, neînsemnați. Permiteți să spun muritor de foame, că pentru asta ajunsese acolo. Au dat pe toți afară, a rămas acolo, într-un final plânge, într-un final faraon află, îi aduce și pune în ținutul șinear, da? Sau altă situație, Moise vine Ietro cu cumnații lui. La un moment dat, probabil că vor să plece. Vedeți-vă ce strategie Moise și spune așa, unde vă duceți voi, cumnaților? Vă rog, rămâneți cu noi aici, pentru că cunoașteți zona și împrejurimile și să ne duceți. Vă întreb eu, nu știa Moise cine îi conducea? Era un nor și un stâlp de foc? Era. S-ar fi dus ei dacă cumnații o luau înainte? Care a fost scopul? Să îngrijească de cei mai neînsemnați, să se lipească și ei la poporul lui Dumnezeu. Da. Și dacă îmi permiți, Domnul nostru Iisus Hristos așa a lucrat întotdeauna. Cum era primul rege al Israelului? Ce au zis la început? Din seminția cea mai bancă, zice Saul, s-a făcut că nu-i aude în modul în care el, ca rege, putea să fie și a fost înțelept că și a câștigat. Al doilea rege, cel mai mic dintre toți frații. Ce? Nu e nici. Cu siguranță, chiar omul lui Dumnezeu spune, cu siguranță este acesta, neînsemnat. Dintre cei doi frați, Iacov și Esau, cine este Israel? Ce mai? Și de ce cel mai mic? Pentru că el avea un singur lucru. Îi plăcea să audă despre Domnul, să nu era mai bun. Sub nicio Efraim și formă. Manase. Efraim și Manase, când binecuvântat. Și credeți că la voia întâmplării? Foarte bine zici. Și acest model, această paradigmă, e preluată din totdeauna. Pentru că aici este vorba despre lucrarea mântuirii. Și noi trebuie să luăm acest model al Domnului Iisus Hristos. În ce condiții eu nu fac așa? Păi, în momentul, Pentru că asta în, în era întrebarea condițiile, mea, în da? condițiile în Care care crezi că ar fi nu rezultatul? suntem smeriți, în momentul în care nu văd realitatea din cauza nasului, am nasul mare, nasul pe sus. Am un prieten care mi-a face așa, știi că și eu am momentele mele de orgoliu și merg țanțoși. Și el când mă vede că vine așa la și mi arată mie că, și râde de mine în felul ăsta și mă bucur că am astfel de prieteni, că mi arată, știi, păi, mai stai un pic, stai smerit, nu te ridica prea sus, că nu vezi că Deci nu-ți să spunem, prinde, nu-ți prinde. lipsa smereniei în actul de binefacere În face orice, ca lucrarea să nu fie pentru nu Dumnezeu. neapărat în actul de binefacere, chiar în actul cum mergi pe stradă. Că dacă mergi pe stradă și ești cu nasul pe sus, nu vezi pe cel de lângă tine. Și dacă mergi așa, îl vezi pe cel, cum spunea foarte bine Bogdan de lecția lui Sergiu, vezi un gândecel acolo. Nu? Îl iei și îl pui la... Asta Și înseamnă foarte neînsemnat. mai e un lucru. Pentru că noi nu înțelegem că vehiculul care noi putem să deplasăm între noi și Dumnezeu e iubirea față de oameni. Și vreau celor care ne ascultă să înțeleagă lucrul ăsta. E adevărat că slujirea pentru cei nevoiași
scurtează zilele. Pentru că ți-a din timpul tău și nu știu. Bun, trebuie să depui efort. Dar fiți atenți. Deși scurtează zilele, prelungește viața. E adevărat? Cunoașteți exemple? Maria Teresa de Calcuta. Vreau să vă întreb ceva. Credeți că pe patul de moarte a avut regret pentru o faptă de binecuvântare, de binefacere care a făcut-o? Doctorul Schweitzer a plecat cu mâinile în buzunar, e adevărat, din Elveția, mi se pare că da. S-a dus și a făcut nu știu câte spitale, a terminat viața lui. În Africa. A avut vreun, exact, a avut vreun regret? Uitați-vă la, s-ar putea ca cineva să nu aibă posibilitățile astea, nici chemarea asta. Trebuie gândiți-vă la Ana, slujea la templu în fiecare zi, prin post și rugăciune. Consecințe? Îl vede pe Mesia. Ștefan, diacon, binecuvântat de Domnul, ajuta pe cei nevoia și făcea și lucrarea asta. Făcea Domnul și minuni. Consecințe. Termină într-adevăr viața înainte de termen. În cazul lui nu i s-a lungit viața, deși zilele i s-au scurtat. Consecințe. Îl vede pe fiul stând la dreapta tatălui. Ce părere? Merită? Da. În studiul nostru avem sugestia să ne aplicăm asupra predicii de pe munte. Celebra și minunata predică a Domnului Hristos. Ce ar trebui să înțeleagă o persoană în nevoie, citind sau ascultând predica de pe munte? Deci, persoana în nevoie ascultă predica de pe munte. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei oprimați și așa mai departe. Pe de o parte. Și ce ar trebui să înțeleagă din predica de pe munte un membru al bisericii, un om, un învățat al legii, un adventist cu greutate. Da, două... Cu pedigree, un adventist cu pedigree. Da. Nu vorbim ironic în ce sens, pentru că și nimeni nu vreau să înțeleagă lucrul ăsta. Poporul advent are o chemare specială. Are un nume special. În 1965, mi se pare, sau 60, nu mai știu când s-a stabilit numele bisericii, spunea Ellen White, James White și alții ce semnifică acest nume, ce simbolism are și fiecare om care îl aude trebuie să fie mustrat în mod special de legea și normele lui Dumnezeu. Nu vorbim cu ironie, dar într-adevăr, de multe ori, intrăm în categoria asta în care credem că ar fi de ajuns să avem un pedigree adventistă, când ne fi născut, avem niște deficiențe la nivel de exprimare în biserică. M-am născut în credință. Păi Biblia aici, m-am născut în păcat. În păcat. Da. Apoi, apropo de studiu, când ne rugăm, zicem așa, Doamne, și masa asta, hrana asta care o avem pe masă, dă-o săracilor. Asta zice Domnul. Păi dă-o tu. Nu te-a chemat să o dai tu. Cum dă-o tu săracilor? Da? Asta zic. Deci asta ar înțelege... Nu, vreau doar să spun că acest tip de diferențiere în uman e fals. Pentru o vreme sunt acolo, dar să nu uităm că roata e rotundă. Ca experiență umană e cineva care nu plânge. Ca experiență umană e cineva care nu e flămând și însetat după neprihănire. Păi Boris Becker, în culmea gloriei lui, când câștigase Wimbledon, când era cel mai bine plătit sportiv de pe planetă, se sinucide. Gânduri sinucigașe. Și nu odată. Gândul ăsta îi revine și are de vreo 4-5 tentative. Și el acum e mărturie. Că atunci când ești sus, nu înseamnă și că valorile au altceva. Și modul acesta de împărțire spune ceva despre goliciunea noastră, despre goliciunea lumii pe care o trăim. Și că trebuie cumva aici să schimbăm ceva, pentru că pentru o vreme, și avem de exemplu pe Steve Jobs, omul care a avut totul, și spune, la sfârșit, după ce lovește cancerul, și spune, iată ce este important, să iubești, să fii bun, să zidești un copac, să te bucuri de viață. Omul care a avut miliarde și care noi nu visăm să le avem. Și atunci nu cumva suntem falci când împărțim și spunem ce spuneai tu, Bogdan, adventist cu pedigree, cât de triști suntem când facem acest tip de împărțiri. E păcat pentru că nu realizăm adevărat chemarea care o avem și faptul că Domnul Iisus când vine restabilește un nou sistem de valori. Ce se întâmplă? Ignoranța ne-a făcut pe unii
în mod special teologii lumea acestea, oameni de știință, ajutați de bastoane astea ignoranțe să urce muntele cunoașterii. Și ce se întâmplă când ajung sus? Găsesc niște creștini autentici care spun, vă așteptăm aici de 2000 de ani de la cruce. Asta se întâmplă. E, societatea nu vrea să înțeleagă că există alt sistem de valori care este vandabil și pentru pământ, dar și pentru veșnicie, pentru cer. Domnul Iisus vine și face, vă dați seama ce impact a putut să aibă. Astăzi, dacă ar fi să spunem fericirile, cum am spune? Ferice de cei bogați. Binecuvântați sunt cei care au din plin și mai mult decât atât. Da? Fericiți sunt cei care nu duc nicio lipsă. Și cei care sunt aroganți, și cei care nu știu. Vedem acum, pentru că asta am ajuns să numim viciu, virtute și virtutea viciu. Apropo de asta, Pascal Blaise zice așa, diferența dintre viciu și virtute e simplă. Ce domini e virtute, ce te domină e viciu. În contextul ăsta putem să vedem cine domină și ce. Dar vreau să zic, apropo de asta, de sistemul ăsta de valori, care le are societatea. Abraham Maslow, da, un psiholog evreu, născut în Brooklyn, Statele Unite, din părinți ruși. Foarte bun, se pare că și scoate o piramidă de valori, da? Compusă inițial din 5 valori de bază, de 5 nevoi, pardon, piramida nevoilor, 5 nevoi de bază pe care oamenii le are, iar spre sfârșitul vieții lui, mi se pare că în 1970, mai adaugă 2. Cu ce începe? Și zice așa, nevoile de bază ale omului sunt cele fiziologice, să mănânce, să nu știu ce. După aia, se îmbrăcăminte și toate celelalte. Să nevoile următoare care sunt, dar ele sunt valabile doar prin prisma împlinirii primelor, de securitate, de nu știu ce, următoarele, de cunoaștere, mi se pare așa. Ei, și după aia adaugă el undeva nevoi transcendentale, adică de Dumnezeu. Ce vrea să zică prin asta? Păi nu, că din contră, astea sunt la bază. Nu, da, la bază. Ascultă-mă și sus este. Da, ultima. Adică tu, dacă tu nu poți să ai parte de Dumnezeu dacă nu l-ai împlinit, nu le-ai împlinit pe primele, pe a doua, pe a treia. Deci nu. Dar uitați-vă, asta spune societatea. Dar vreau să vă zic ce vă spune experiența lui Iov. Știți ce face Iov cu piramida? O ia și o pune invers. Exact invers o pune. Asta face și Domnul Iisus aici. Asta vrea să facă. Restabilește un nou sistem de valori. Da. Deci, dacă Domnul Hristos ar trebui să predice astăzi, probabil că ar veni cu aceeași predică. Da, pentru că există o rezistență la înțelegerea acestor valori. Există o rezistență la aplicarea lor. Oricum, ceea ce spune Domnul nostru Iisus Hristos funcționează. Și cel care trăiește această realitate se numește că este Fiul Lui. Este ce spune Apostolul Pavel în Antia Corinteni 13. Cu dragostea care uită totul, care suferă totul, care... Ori aici Domnul nostru Iisus spune, binecuvântați pe cel ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc. Nu este amintit în pasajul de aici, dar e tot din predica de pe... Nu. Și în final spune, voi să fiți dar desăvârșiți după modelul Tatălui. Uite, vreau să mai adaug ceva aici scurt, și anume, în anul 1923, în Statele Unite, se înființează Asociația Americană Eugenică. Ce făceau ei? Ei stabileau cotele de emigranți și criteriile care trebuie să le împlinească. Cu ce se ocupau? Cumva cu epurarea populației, adică vreau numai oameni cu pedigree, că tot am folosit cuvântul ăsta, oameni care adică sunt, oameni albi, oameni educați, oameni grași, oameni principiul dacă erau bolnavi ăsta, să fie îndepărtați. Principiul ăsta că erau negri, nici nu intrau în discuție. Și naziștii, la fel, și de-aia au vrut să facă epurare etnică. Știi cine intră în predica după munte? Oamenii ăștia. Oamenii ăștia au și ei loc, dacă nu au loc în Statele Unite, dacă nu au avut loc în Germania nazistă, și asta se folosesc o sumă de alte criterii de selecție. În predica după munte, oamenii ăștia au loc. Ei sunt favoriți. Bineveniți. Da. Vă propun un exercițiu. Iarăși, am căutat să găsesc această modalitate pentru a echilibra lucrurile. Să zicem, Marius, tu ești personajul Vechiului Testament și ai auzit, știi, învățătura dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, urâți pe vrăjmașii voștri, da? E o învățătură clară în Vechiul Testament lucrul acesta. Iar tu, Bogdan, ești personajul, prototipul Noului Testament în care l-asculți pe Domnul Hristos,
care spune binecuvântați, și tu ai amintit, Marius, ceva de genul acesta, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. S-a zis în vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru, dar eu vă spun, binecuvântați. Iarăși vă pun față în față, hărțuiți-vă unul pe altul. Cum l-ați percepe pe Domnul Hristos? Ar anula el ce a fost în Vechiul Testament? Tu, Marius, ești învățat cu dogma aia, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Tu vii din Noul Testament, binecuvântați. Cum v-ați împăca aici? Trebuie mai înțeles spus că modul în care Vechiul Testament este perceput ulterior nu este modul în care este Cuvântul lui Dumnezeu. Deci omul proiectează asupra și omul trecut și omul prezent, nu mai vorbesc de omul liberal de astăzi progresist, care îl vede pe Iehova, un simplu zeu de trib, ca într-o lume cananită în care izraeliții erau politeiști. Ori nu asta este Vechiul Testament, când spune eu sunt Domnul, adică spune foarte clar în Leviticul, dar Leviticul nu este atunci. Deci vrei să spui că ție ți-ar conveni mesajul Domnului Hristos, chiar dacă ai trăit în Vechiul Testament. Eu vreau să spun că Vechiul Testament este o formă limitată în care Dumnezeu este descoperit, dar chiar în forma aceasta limitată, în aceste mici umbre, e destul să-ți dai seama cum este Dumnezeu. Văzând în modul în care îl apără pe Iacov, în modul în care îl apără pe Iosif. Deci viața lui Iosif este Evanghelie. Și nu pot să spun că Vechiul Testament este un Dumnezeu care dă cu bâta. Îmi poți da vreun exemplu în Vechiul Testament că s-a scos ochi pentru ochi sau dinte pentru iar dinte? Ochiul, nu. Deci iar este o percepție greșită. Știți unde se spune treaba tocmai asta? Tocmai de asta vrem să insistăm. E o percepție greșită pentru că acolo este vorba de martorul mincinos. Noi n-am citit bine Biblia. Noi n-am citit bine. Adică dacă în urma mărturiei mele, în fața judecătorului, cineva are... pierde un ochi, atunci mie mi se... Adică să ai grijă când te duci să dai... Eu sunt întrebat, l-ai văzut că și eu, pentru că am un interes sau sunt mână-mână, dau mărturie mincinoasă. Dând mărturie mincinoasă, eu sunt pedepsit. Despre asta este vorba, dacă citim bine. Deci e vorba de morale, exact ceea ce spunea... Da. Adică, hai să nu... Și apoi, când domnul, apropo de lecțiunea aceea care a fost efectiv sfâșiată la și este sfâșiată rău la Chicago, vorbind despre Leviticul, când spune că, de fapt, Domnul Iisus Hristos, bine, sunt multe lucruri care, dialogul e foarte lung. Vreau doar să spun că acolo, în textul de memorizat din lecțiunea a doua, spune să nu ții ură pe fratele tău. Păi ăsta nu e Vechiul Testament pe care se spune, de care ziceai tu. Cum l-ai prins? Dă-i și lovește-l. Nu. Elementul evanghelic din Leviticul care este și îl văd legat cu Pavel, îl văd legat cu Romanii, nu? Spune să nu ții ură. Ce spune Pavel? Că avem și, zice, nu te lăsa biruit de rău. Biruiește răul prin bine. Chiar avem unul din sub împărțirile de aici. Deci eu văd legătură între... De aceea modul acesta de percepție, Vechiul Testament este așa și este modul... Nu. Avem textul din Evrei. Iisus, Dumnezeu, este același. Ieri, azi și în veac. Și în El este neschimbare. Și nu e umbră de mutare. El nu se schimbă. Adică odată se purta într-un fel în Vechiul Testament și acum apare Domnul care este bun față de Iehova, zeul acela tribal pe care îl știau evreii din vechime. Nu. Este o percepție. Oamenii aceștia cu multă carte și cu multă doctorate care ne prezintă teologia lor caută să facă această ruptură în Biblie ca să spună că această carte nu e cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu primesc și prefer să fiu socotit necunoscător. Deci sunt argumente clare că în Vechiul Testament era același sunt Dumnezeu urme, care, da. Care acționa sunt, după sunt aceleași urme și nu puține. Sunt urme și nu puține. E adevărat. Noi vedem ca într-o umbră, cum spune Apostolul Pavel, și nu era o cunoaștere, pentru că avea nevoie să vină Domnul Iisus Hristos, care este o lumină mai mare, dar ceea ce văd în Vechiul Testament este coerent cu ce văd și le pot lega. Ele nu sunt împotrivă. Ia să vedem, da. Bogdane. Eu dacă aș fi un personaj al Noului Testament, aș fi puțin în încurcătură. Într-adevăr, aș fi tolerant. Toleranța asta nocivă, care de multe ori înțelegerea greșită la Noul Testament o proclamă. Dacă aș fi Will Durant, de exemplu, care l-a amintit în istoria civilizațiilor sau ceva de genul ăsta, el scrie așa: Dumnezeu este
un zeu întunecat al Vechiului Testament. Este un zeu întunecat, războinic, învârșunat cu slăbiciuni, care îl face aproape simpatic și continuă. Mă opresc pentru că nu-mi plac să citesc mizeriile astea. Și am citit-o doar ca la nivel de ilustrație. Și apropo, fac o paranteză vis-a-vis de mizerii. Dacă cineva, eu știu, are suspiciuni asupra unor înregistrări, asupra unor chiar și lecțiuni sau alte materiale pe video și că nu sunt bune, nu sunt biblice și asta, fraților, nu vă uitați. Nu vă uitați și vă zic de ce. Ellen White primește la un moment dat o scrisoare cu erezii. Nu i-a fost greu ca după primele rânduri să își dea seama acolo sunt erezii. O ia, o închide. De ce? Pentru că spune, nu vreau ca în mintea mea aceste lucruri, și era Ellen White, da? Ca în mintea mea aceste lucruri să zăbovească acolo și să fie, eu știu, un prilej de orice altceva. Așa că sfatul este ca să nu consumăm, să vedem care sunt lucrurile bune și să rămânem doar cu ele. Dar, de ce zic că aș fi încurcat? Pentru că, inevitabil, ar trebui să privesc puțin în Vechiul Testament. Și aș vedea declarația lui Dumnezeu despre el, încât, când Moise zice, arătăm slava ta. Și auzi ce zice Dumnezeu. Domnul a trecut prinainte și a strigat, Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și o a spune, cum asta? Pentru că aș fi uil durat. Și totuși, iarăși aș fi încurcat. Aș vedea puțin experiența lui Rahab. Păi de ce Rahab? Că și era așa și făcea așa. Aș vedea puțin experiența gabaoniților. Păi cum pe ăștia poate și chiar așa să facă? Dumnezeu, ar fi trebuit Dumnezeului Iosua să-i descopere. Aș mai vedea altceva. L-aș vedea pe Avram că trece și Dumnezeu îi zice, vezi țara Canaanului? Ți-o dau ție. Dar când? Peste 400 de ani. Și aș vedea că oamenii ăștia în timpul ăla duceau jertfe umane. Copiii lor, pe altarul lui Moloc, care era un grătar și acolo îi puneau. 400 de ani Dumnezeu să rabde lucrul ăsta. Tare încurcat sunt. Și dacă mă ajunge în Noul Testament, iarăși aș fi încurcat. Pentru că mă întâlnesc cu experiența lui Anania și Safira. Și zic, cum? Păi stai puțin, Dumnezeu a schimbat optica aici. De ce bieții oameni? Pe adică după ce caduc niște bani, bun, au vrut să și oprească și ei, că era o primară, erau probleme atunci. Să aibă și ei acolo resursă, chiar așa. Dacă citesc comentariile Spiritului Profetic, dacă mai credem în ele, da, o să văd ce spune acolo, care a fost motivația lor și din ce cauză a făcut Dumnezeu asta. Într-o fază inițială în care biserica căuta să se ridice, să rezvolte și dacă ar fi permis lucrul ăsta, ce s-ar fi întâmplat? De asemenea, aș fi încurcat puțin și de experiența lui Simon Magu și de altele. Ce spune Petru în dreptul lui. Deci aș fi încurcat. Da, și chiar Pavel, când le spune scrâjilații aceia, Pavel acela atât de reformator în Galateni, în Romani, nu? Iată-l acum foarte dur când privește apărarea bisericii, nu? Deci, totuși, Biblia are un mod unitar de a... Și în centru este firul acesta roșu, al iubirii lui Dumnezeu, al Mântuitorului care se apropie de cel zdrobit cu inima. Mergem mai departe, studiul nostru ne sugerează să ne ocupăm pentru a înțelege subiectul acesta atât de frumos de pilda samariteanului milos. Și am o întrebare pentru voi. În pilda samariteanului milos, Domnul Hristos leagă intrarea în împărăția celor de modul în care tratăm pe semenii noștri, dar este indubitabil lucrul acesta. Și anume de faptele bune pe care le facem pentru ei. Întrebarea mea este ce rol mai are ascultarea de poruncile Domnului? Sau dacă mai are vreun rol ascultarea de poruncile Domnului? De ce în opinia Mântuitorului samariteanul milos, el chiar concluzionează, du-te și fă așa și împlinești legea? Exact, exact. Cum explicați lucrul acesta? Adică mântuiți prin har sau prin păzirea legii? Da. Prin fapte bune sau prin păzirea legii? Da. Și samariteanul le spune celor, du-te și fă așa și ai să împlinezi legea. Ce a vrut să spună Mântuitorul aici? Este interesant pentru că aceasta este un răspuns la o întrebare sau ecou unor întrebări care au fost lansate în Noul Testament de diferite persoane. Temnicerul din Filip. Ce zice el? Ce să fac, fraților, să fiu mântuit? Tânărul bogat, ce spune el? De asemenea, el întreabă ce să facă ca să capete viața veșnică. Da? După prima împărțire a pâinilor, vin unii la Domnul Iisus Hristos și zic așa, Doamne, ce să facem ca să facem lucrările lui Dumnezeu? Uitați-vă puțin că ei vorbesc în termenii de a face. Și le răspunde Domnul Iisus în versetul 28. Și le răspunde la fel. Ei au zis,
ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu, Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu, fără a face, este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Acum, s-ar putea ca unii să înțeleagă că ne rezumăm la o credință fără un principiu activ de viață. Dar nu asta a vrut să fie referirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că era o ilustrație vie a ceea ce făcea El. A credință. Era un model pentru toți ceilalți. Iar aici, în pilda samaritanului, ne găsim cu patru categorii de oameni. Care ar fi așa? Tâlharul, da? Preotul și levitul. Ăsta, unde se duce la motel, cum se numește? Hangiu. Hangiu. Așa. Și samaritanul. Da? Ei fiecare dintre ei au patru, fiecare are filosofia lui. Găsim patru filosofii de a interacționa cu ceilalți. Tâlharul zice așa: ce este al tău este doar al meu. După aia, următoarea categorie, zice, preotul și levitul, ei trec pe acolo. Zice, frate, ce e al tău e al tău, ce e al meu e al meu. Asta e. Hangiu, altă categorie, zice, ce este al tău, cel meu, ce e al meu, poate să fie al tău, dar costă. Costă. Da. Și ultima categorie, să ne ajute Domnul ca noi și voi să fim ăștia, ce al meu, fratele meu, poate să fie al tău oricând. Necondiționat. Necondiționat. Da. Și nu costă. Necondiționat. Da. Deci asta ar fi... Îmi place că după întrebarea 4 este unul din citatele mari ale Ellenei White. Deci de ce este persoana asta mare? Natura adevăratei religii. Zice, în pilda despre samaritanul milos. Eu aproape că știu pe din afară. Ne este arătată natura adevăratei religii. Ea nu constă în sisteme, crezuri, ritualuri, ci din îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult bine, cât mai mult bine altora, dintr-o bunătate adevărată. Deci fiecare cuvânt aici are atâta greutate. De aceea îmi place că i-a amintit și nu puteam să... Pentru că este unul din citatele care ar trebui ținute... Pe birou. Nu, în memorie. În memorie, pentru că reprezintă un punct central. Și dacă nu ești așa, n-ai înțeles. Pentru că spune, natura adevărată ai religii este. Bun. Mai avem... în studiul nostru, pentru ca să ne ajute să lărgim sfera de înțelegere, pilda săracului și bogatului Lazar. Iarăși o pildă cu multe probleme, da, probleme chiar teologice. Am putea înțelege că dacă cei nevoiași, da, se resemnează, acceptă situația pe pământul acesta, cu siguranță vor fi mântuiți. Săracul Lazar, săracul era sărac, chiar sărac, dar acceptă situația cu speranța că într-o zi în rai va fi fericit. Acesta este mesajul pe care vrea să-l transmită pilda aceasta și vis-a-vis de cel bogat, ce ar trebui să înțeleagă unul care are și care nu întinde mâna și nu scoate din buzunar. Pilda, să știți că e sugestivă. Dacă noi o privim puțin și citim și printre rânduri și vedem, căutăm simbolistica fiecărui detaliu, o să înțelegem exact mesajul ei. De exemplu, cum era îmbrăcat bogatul? Era îmbrăcat în insubțire, da, și purpură. Sunt semne ale regalității, semne ale luxului. Apoi vedem că în niciun moment lui nu îi se reproșează un lucru rău că ar fi făcut. Asta înțelegem că în niciun moment nu trebuie să facem lucruri rele ca să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu ca să fii activ în lucrarea Lui și nu, eu știu, să nu avem să fim statici, da? Cuvântul care îmi vine în minte acum. Pentru că ne pregătim pentru o societate nouă. O societate în care tu slujești tuturor, dar toți îți slujești ție. V-ar plăcea? Cum să nu? După aia, Iacov zice, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat, de asemenea. Dar este interesant, dacă ne uităm puțin la sărac, se numea Lazar. Numele Eleazar, Dumnezeu a ajutat.
Vezi ce frumos e simbolul. Pentru că dacă bogatul nu ajută, nicio problemă. Dumnezeu poartă de grijă celor săraci. Apoi, era plin de bube, avea o boală de asta, ulcerată și asta, care nu-l făcea, nu putea, nu-i dea posibilitatea să lucreze. Încă ceva, e inactiv. Interesant că bogatul nu are nume. Da, de asemenea, știi de ce? Pot fi eu, pot fi tu. Apropo de asta, fac o paranteză, istoria lui Baraba, nu știm cum s-a terminat. Iisus moare, pentru el, în mod clar, în locul lui. De ce? Nu știm care este istoria lui Barnaba, s-a pocăit, nu s-a pocăit. Pot să fiu eu. Pot fi eu, pot fi tu. Continui. Vă dați seama, omul ăsta nu putea să lucreze. Nici pentru asta măcar nu a avut milă. Și într-un final, sunt detalii să mai multe, ca să scurtez. Omul ce se dă jos. Și cine lingeau hrănile? Câinii. Mă, fraților, am ajuns și trăim într-o societate în care animalele arată mai multă empatie decât oamenii. Sunt o groază de filmulețe din astea pe rețele de socializare în care animalele necuvântătoare dau dovadă de un... Da. Vreau doar să întreb de ce este aici Abraham. De ce credeți că apare Abraham în mitul ăsta? De ce este Abraham? Și al doilea, ce zice Abraham? Că zice, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Adică arată totuși o anume situație în vremea aceea în care cuvântul lui Dumnezeu era atât de ignorat încât și un soi de nedreptate, de nelegiuire, de imoralitate. Și în care aici pe Avram ca un reper al Vechiului Testament. Dă-mi voie să răspund, vine aminte așa că răspunsul potrivit, dar vreau să zic, nu-ți dai seama cât de bună e întrebarea care ai pus-o și în contextul ceea ce studiem. De ce Avram? Zice, la masă cu Avram, Isaac și Iacov, evident, vor sta așa. Păi, de la răsărit, de la apus, cine nu ne așteptăm? Dar, mai mult, ei doi ce erau? Evrei. Cine era tatăl lor? Avram. De unde venea unul și de unde venea celălalt? Amândoi erau fii acelui. Păi bine, mă, Marius, tu fratele tău. Da. Adică amândoi se întâlnesc cu tatăl lor, care a spus, păi nu suntem noi fii lui Avram, nu așa spunea el Domnul Iisus Hristos? Da. Da. Cine vii? Ei, în momentul ăsta, amândoi s-au întâlnit față în față cu tatăl lor. Și mi se pare că era o întrebare aici, sau nu știu dacă nu mai țin minte, ori ai pus-o înainte, ori era o întrebare în lecție, unde cum s-ar simți tatăl când vede doi fii, unul așa, când vede unul la stânga, altul la dreapta. Vă dați seama ce situație? Eu cred că bogatul acolo a vrut, când a văzut că ăla era fratele lui și erau față în față, a vrut să se deschidă pământul să intre acolo. Super. Da. Aș vrea să cumulăm cumva cele două pilde, pilda samaritanului milos și pilda săracului Lazar. Să înțelegem de aici că Domnul Hristos a enunțat și a scos în evidență o doctrină nouă și anume aceea că mântuirea se capătă prin fapte bune? Pentru că și în pilda samaritanului milos și în pilda săracului și bogatul Lazar, avem de-a face cu săracul Lazar și bogatul, avem de-a face cu fapte bune. Să înțelegem că Domnul Hristos a pus mai mult preț pe faptele bune decât pe... Nu, eu cred că este vorba și de har aici, pentru că observăm că sunt persoane care nu merită. Adică, de exemplu, cel care este căzut între tâlhari, sub nicio formă nu merită. La fel, săracul Lazar n-a făcut nimic care să ajungă să fie acolo în cerul. Deci, dacă e să luăm din interiorul parabolelor, nu putem ajunge la concluzia de care o ziceai tu. Dar dacă putem să ajungem la concluzia asta, putem să ajungem, dar nu-i corect. Că nu prin fapte bune. În același timp, faptele care însoțesc credința, care vin din credință, care vin din iubire, adică deci problema este care este motorul. Ce anume determină pe om să facă ce face. Da, deci nu faptele, ci motivația. Ce vine în spatele faptelor. Asta este important. Da. Zice așa,
Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Eu aici am deschis în Evrei 11, da? Care este o galerie de martori ai lui Dumnezeu din diferite timpuri. Frumos e ca Evrei 11, pentru că Evrei 12 ne zice, da, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa mare de martori. Eu cred că lista asta e deschisă în cer, prin credință Nelu, prin credință Marius și tot așa. Ce înseamnă prin credință? Oare ce a însemnat la Moise prin credință? Trei etape de viață. Da? Dumnezeu, Moise în Egipt, vede, înțelege cine este el, că e un om mare, dar totuși Moise în pustie înțelege că nu e nimeni. Și de-abia Moise în Egipt înțelege cine este Dumnezeu. Ce a însemnat prin credință Iosif? 12 ani închisoare? Doamne, unde e visul ăla? Unde sunt visurile alea? Ce au semnat prin credință Daniel, Anania și Mișael și Azaria la ceilalți? De asemenea, Domnul spune, după roade îi veți cunoaște. De ce n-a spus după rădăcini? Și de ce? Că nu se văd. Din cauza asta Domnul a spus după roade. Așa că credința să nu o limităm la ceva interior care nu se descoperă, ci credința tot timpul va fi văzută și va fi un parfum frumos mirositor în jurul nostru. Prin ce? Prin fapte. Prin fapte, da. E bine să amintim și Matei 25, pe scurt, și aici mă leg de ce spuneai, că de multe ori pierderea mântuirii poate să fie și nu despre lucruri rele pe care nu le-ai făcut, ci despre lucruri bune pe care, din anumite motive, nu le-ai făcut. Se spune, adevărat, vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați fața mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aici încă o dată legătura între modul în care îl iubim pe Iisus, deci ăsta este motorul, să-l iubim pe Dumnezeu, dragostea autentică, pentru că aici... Dragostea neautentică care... ne duce la faptele... Da, dragostea autentică este dragostea care vine din Dumnezeu, este agape, dragostea care se sacrifică pe sine și este dragostea necondiționată. Este singurul motor care poate genera bunătate. Orice faptă în afara acestei, da, nu este, acestui principiu, da, nu este... Nu este autentic. Da. Nu este autentic. Punem punct de aici întâlnirii noastre de astăzi. Nu înainte de a înțelege un lucru important, o religie care îi face pe oameni să pună mai puțin preț sau un preț mai mic pe ființele omenești pe care Domnul Hristos le-a prețuit, pentru care Domnul Hristos a venit și a dat viața pentru ele, o religie care ne face să fim nepăsători față de nevoile oamenilor, față de suferințele sau drepturile omului, este o religie falsă, este o religie greșită. Acesta a fost mesajul pe care studiul acesta a vrut să ne-l transmită, fie ca voi și noi să practicăm religia Domnului Hristos, să ne aplicăm asupra nevoilor oamenilor așa cum a făcut-o El, pentru ca să trăim această religie. Până data viitoare, vă spunem la revedere și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Mulțumim și invitațiilor de platou. Mulțumim.